Acum am venit să încărcăm și pești la zbaloți. Și aici avem porumb. La seceta pe care v-am arătat-o. El a crescut destul de înalt. Curat. Îi. Cam așa arată. Ce cineva în porumb? Ai pus ceva? Nu. S-a uitat așa. Are și câte doi. Începe să se usuce. Trebuie să opresc filmarea, că nu pot să ies. Cam de aici începe parcela. La săceta pe care îi o să fie porumb. Decât să fie doar ulei goi. Ei bine, totuși mai e ceva porumb bine. Asta am făcut-o special pentru abonatul care mi-a scris dacă cum stă porumbul și m-am gândit să și filmez, dacă tot am fost venit aici. Din cauza secetei au început frunzele să usuce la unele. În partea asta e. Mai avem, nu e gata parcea. Deci de acolo. Și mai avem. Și ăsta tot e a nostru, doar că din cauza drumului se bagă mai înăuntru. N-am oprit filmarea ca să nu ziceți că am schimbat parcela și am luat-o de la capăt. Atât în groapa aia. Până aici. Deci până aici. Deci de aici. Asta e una din parcele, mai avem mai multe locuri. Cum se vede peste tot. E porumb, la ce secetă a fost. Nu l-a afectat chiar atât de tare. Și floarea sa arată bine, dar nu știu dacă ajungem în seara asta. Avem o parcelă
aici aproape, dar trebuie să și încărcăm baloții ăștia și poate ne prinde întuneric.